Mulțumesc. Sper că nu vă așteptați să vă povestesc acum cartea. O să spun doar câteva cuvinte cât să vă fac curioși, pentru că este o carte care într-adevăr strânește curiozitatea. În primul rând, aș vrea să vă spun că este o carte care se pretează foarte bine la ecranizare. Nu știu dacă s-a făcut un film sau nu. De obicei, în limbajul de lemn al criticii se spune că este structurată filmic. Este într-adevăr așa, structura ei în mare seamănă cu un scenariu de succes american, însă nu este doar atât. Nu aici, nu în asta stă lucrul special din cartea aceasta. Intriga este, să zicem, una asemănătoare multor altor cărți. E vorba de o mică teorie a conspirației, o carte semi-polițistă. E vorba, pe scurt, despre o inspectoare de ascensoare din New York, o femeie de culoare, și toată cartea are și altă structură decât aceea a scenariului clasic. Este împărțită întotdeauna în două lumi. Este vorba, pe de-o parte, despre lumea albilor și lumea celor de culoare, care sunt, desigur, opresați. Este vorba de curentul celor care se ocupă de întreținerea ascensoarelor, un curent clasic al celor care caută defecțiunile tehnice în amănunt, în lucrurile mecanice, și cei care se bazează pe intuiție, intuiționiști. Ea este o intuiționistă. Ei bine, cartea începe destul de puternic, ca să nu spunem foarte puternic, cu prăbușirea inexplicabilă a unui ascensor pe care îl inspectase de curând această Laila Mae, această femeie. Și ea încearcă să afle pe parcursul cărții cine a fost de bine. Știa că își făcuse foarte bine treaba. De aici o întreagă teorie. Este posibil să fie mâna adversarilor din colegii ei, dar de fapt adversari care sunt de cealaltă parte. N-am să vă spun, n-am să vă dezvălui cine este de fapt, pentru că nu are legătură cu asta. Ce mi s-a părut mie foarte special la cartea asta, și acum vorbesc nu atât din perspectiva unui cititor, cât mai ales din perspectiva unui scriitor, este documentarea la această carte și limbajul extrem de tehnic. Dacă vreți vreodată să citiți ceva despre ascensoare, vă îndemn să citiți acest roman. Nu știu dacă există cărți tehnice în România despre o enciclopedie a ascensoarelor, câte tipuri de ascensoare sunt. Ei, le puteți afla lucrurile acestea din Intuiționista. La un moment dat sunt 3 pagini scrise aproape exclusiv în termeni tehnici. Este vorba despre examenul pe care l-a dat această Laila Mae când a absolvit școala. Dincolo de acest lucru, vreau să remarc și stilul în care este scrisă cartea. E scritura aceea realistă americană pe care o cunoașteți foarte bine, dar care suportă mai multe stiluri. Citind această carte, ai impresia că ești prins într-un mecanism de fier, cauciuc și multă vaselină, asemănătoare celor care se află în puțul lifturilor. Și mie asta mi se pare o mare performanță. Nu știu dacă este voită sau nu de către autor, dar din punctul meu de vedere, cred că într-o carte trebuie să rezoneze conținutul cu stilul, iar în cartea aceasta lucrul se întâmplă cu supra de măsură. Și acum am să dau cuvântul mai departe. Nu știu, Denisa.